Se apropie Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. Trebuie să ne pregătim sufletele și mintea pentru a primi cum se cuvine acest miracol divin. Și ce poate fi mai bine primit decât să fim buni și generoși cu cei de lângă noi. Astfel, tinerii social-democrați din Mehedinți, coordonați de președintele Alexandru Cojocaru și sprijiniți de primarul comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, au dorit să aducă bucurie pentru două familii greu încercate de soartă în pragul sărbătorilor pascale. Da, și aici aveți jucării. Ne aflăm în comuna Prunișor cu doar câteva zile înainte de sărbătorile pascale, unde organizația TSD Mehedinți, coordonată de președintele Alexandru Cojocaru, a dorit să aducă zâmbete pe chipurile a două familii greu încercate de soartă. Prima familie la care tinerii social-democrați au poposit alături de primarul comunei, Emilian Vâlcu, este și prima poveste impresionantă. O mamă care a rămas fără soț la o vârstă fragedă își crește acum cei doi copii cu ajutorul părinților, deoarece a fost dată afară din casă de rudele acestuia. Este greu, dar nu imposibil, iar cu atât mai mult, această surpriză a fost binevenită în pragul sărbătorilor pascale. Cum vi s-a părut această surpriză de astăzi? Foarte frumos, uite că. Vă așteptați la așa ceva? Nu mă așteptam. Pentru copii, cum credeți că au primit surpriza aceasta? Încă sunt mici. Da. Și iepurașul a venit, v-a adus cadouri. Oricum vă mulțumim frumos pentru tot. Ce le transmiteți tinerilor? Sănătate și numai bine și Paște fericit. Cum vi s-a părut surpriza de astăzi? Mulțumesc, a fost bună. Vă așteptați? Nu. Vedem că domn primar și tinerii sunt alături de dumneavoastră în pragul sărbătorilor. Da, numai de noi că toată lumea a fost. Cum au primit copiii această surpriză? Au văzut iepurașul? Da. Eu cred că îi primești, orice copil simte bucuria. Nu și-o manifestă toți în afară, dar într-un sufletesc, da. Bunăvoința și disponibilitatea membrilor organizației județene a tineretului social-democrat, având sprijinul primarului Emilian Vâlcu, au făcut posibile acțiunile caritabile din comuna Prunișor. Anul acesta, ca surpriză și spre bucuria celor mici, cadourile au fost înmânate chiar de către iepurașul TSD și au constat în dulciuri, jucării, haine și alimente, atât pentru copii, cât și pentru părinții acestora. A venit iepurașul? Iepuraș de ciocolată. Place? Da. Și pentru surioarele tale și pentru frățior, nu? Da. Mai are o soră și o frate, nu? Da. Ajungem și la cea de-a doua familie, acolo unde, într-o casă micuță așezată pitoresc pe un deal, îl găsim pe Bogdan, alături de o fetiță cu ochi mari și căprui. Acesta este tatăl vitreg a trei copii, iar împreună cu partenera sa de viață îi cresc cum știu ei mai bine. Cei mici merg la școală și la grădiniță, educația nefiind neglijată nici în aceste condiții grele. Ce vârste au copiii? Al mic are 5 ani, al mare are 12 ani și al mic are 9 ani. Merg la grădiniță, la școală? Da, tot timpul. Deci vă ocupați de educația lor? Cum să nu? Deci nu se pune problema de educația copiilor. Cum sunt sărbătorile pentru dumneavoastră? Puțin mai grele, că nu prea sunt bănuți. Copiii trebuie să le cumpăr, să le dau, să le iau de toate. Și înțeleg că vă bucură foarte mult surpriza aceasta. Da, mă bucură foarte mult. De ce? E o surpriză foarte bună și mulțumesc și domnului primar și domnului președinte Aladin. Eu mulțumesc la toți. Tot ați primit alimente, dulciuri pentru copii, hăinuțe? Da, vă mulțumesc. Eu nu... Deci pentru mine orice este bine primit, pentru că eu am crescut de mic fără mamă, fără tată, fără nimeni. Surpriza făcută de TSD Mehedinți cu siguranță a adus bucurie, însă cei mai fericiți au fost copiii. Micuța Ștefania a făcut cunoștință cu iepurașul TSD, care a venit încărcat cu daruri pregătite special pentru ea, iar în schimb l-a răsplătit cu o poezie. Mă cuveu cu codiciache, cu tângă din ceșină, mică la oază, în ciubă la toca, toc, toc, toc. Ceva e pe foc, să mănâncă și fetița să meargă la grădinița. Grădinița de copii unde învață poezii. Cum te cheamă pe tine? Ștefania, Alexandra, Ioana. Și te-ai bucurat astăzi de surpriza aceasta? Da. Am văzut că ai văzut și tu iepurașul.
Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Un copil și duciui. Și jucăriile? Da. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu implicat în acțiuni menite să vină în sprijinul categoriilor vulnerabile, iar acum, în pragul sărbătorilor pascale, alături de echipa sa, sprijiniți de președintele Consiliului Județean și al Partidului Social-Democrat Mehedinți, Radin Georgescu, dar și de primarul Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, a dorit să le aducă un strop de bucurie. Alături de iepurașul TSD Mehedinți, am reușit să aducem bucurie în rândul a două familii din Comuna Prunișor. Vreau să mulțumesc domnului președinte al PSD Mehedinți, Radin Georgescu, tuturor liderilor Partidului Social Democrat, fără de care aceste acțiuni nu ar putea să se desfășoare, dar și domnului primar al Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, pentru că a fost astăzi alături de noi și împreună, în preajma sărbătorilor pascale, am reușit să facem acești copii fericiți și acest lucru ne bucură ca de fiecare dată și, așa cum am spus-o tot timpul, acest gen de acțiuni sunt cele mai importante pentru noi, pentru tinerii social-democrați. Mehedinți, de domnul președinte al Radin Georgescu și de domnul primar al Comunei Emilian Vâlcu. Eu îi mulțumesc, domn primar. Dorim foarte tare să vedem la dumneavoastră și sper că am reușit să facem o bucurie copiilor acestor aglunați. Foarte bine. Să vă urăm Paște fericit, multă sănătate. Să dumneavoastră la fel și la... Să creșteți mari și frumoși, să vă duceți la școală să învățați, da? Da. Primarul Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, a fost mereu alături de comunitatea sa, sprijinindu-i ori de câte ori a avut ocazia, iar acum, în pragul sărbătorilor pascale, li s-a alăturat tinerilor social-democrați în acest demers. Aceștia și-au dorit să aducă renașterea, bucuria și culoarea în viața acestor cetățeni, cu care viața nu a fost prea blândă. Prin bunăvoința și disponibilitatea colegilor mei din cadrul Organizației Județene a Tineretului Social-Democrat, am reușit astăzi, în prag de sărbători pascale, să ajungem la câteva familii din Comuna Prunișor. Anul acesta, ca și surpriză și spre bucuria celor mici, cadourile au fost înmânate chiar de iepuraș, iepurașul nostru TSD, și au constat în dulciuri, haine, alimente și, bineînțeles, jucării. Mulțumim domnului președinte al Partidului Social-Democrat, domnului Radin Georgescu, domnului primar al Comunei Prunișor și, bineînțeles, tuturor liderilor social-democrați care ne sprijină în acțiunile noastre caritabile în această perioadă și nu numai. Tuturor le doresc un Paște binecuvântat și liniștit. Astfel de acțiuni sunt menite să aducă bucurie, liniște, însă totodată reprezintă și un semnal de alarmă pentru cei care pot oferi din puținul lor și altora să o facă, pentru că nimic nu se compară cu mulțumirea sufletească obținută. Mă bucur că am participat la această acțiune, le-am oferit o bucurie copiilor, le-am adus jucării și dulciuri și le urăm sărbători fericite. Tinerii social-democrați din Mehedinți au fost și vor fi sprijiniți în toate acțiunile de către președintele PSD Mehedinți, Radin Georgescu, dar și de către liderii social-democrați, pentru că doar împreună vom reuși să creăm o societate curată în care valorile să fie apreciate. Astfel de acțiuni vor continua în toată perioada premergătoare sărbătorilor pascale în mai multe comune din județul nostru, acolo unde iepurașul TSD va veni încărcat cu daruri.